Astăzi, fetele din Galați și cele din Iași au dat startul celei de-a treia etape a turneului de handbal de la Giurgiu. Meciurile se dispută în fiecare zi între orele 14 și 19, excepție făcând ziua de duminică, în care startul partidelor se va da de la 9 dimineața. Ieri a fost o etapă interesantă în care s-a înregistrat un rezultat de egalitate între CSS 2 București și CSS Galați, scor 29-29. CSS Slobozia a pierdut cu CSS 6 București, 23-29, iar LPS Iași a învins HC Buhuș cu 29-17. Handbalistele de la Iași, deși au avut o prestație bună, au pierdut o jucătoare valoroasă. Este vorba de Bianca Tiron, care a suferit o accidentare în ultimul meci. Ieri în meci cu Buhuș am făcut o întorsă, e destul de grav. Da, sper să nu stau așa mulți pe bancă. Dar în meciurile viitoare, de la acest turneu vei juca? Turneu nou, nu mai. Cum au fost meciurile de până acum? Meciurile, noi ne-am făcut, cum să vă zic, ne-am făcut meciurile grele, pentru că n-au fost echipe foarte tare, având în vedere ce echipă avem noi. Au fost meciuri ușoare, dar nu suntem omogenizate încă. Turneul a atras atenția publicului giurgiuvean, care a venit să urmărească sportivele care fac un adevărat spectacol handbalistic la sala polivalentă Chauncey Hardy. A venit să ne uităm la meci, este un meci foarte puternic, vrem să-l vedem, să ne... Ați mai fost până acum la meciuri de handbal? La acest turneu? De când a început turneul am fost. Îți place ce vezi? Da, este foarte frumos. Pentru ziua de sâmbătă, 5 aprilie, președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, și-a anunțat prezența la Giurgiu. Însă vizita a fost amânată pentru miercuri, 9 aprilie, când va avea o serie de întâlniri cu autoritățile locale și oamenii de sport, în vederea promovării handbalului în orașul de la Dunăre.